văzând Dumnezeu răutatea și necredința lui Manase, care atâta păcat a făcut înaintea lui Dumnezeu, cum n-a mai putut nimeni să facă mai mult decât el. 52 de ani au făcut cu sila un popor întreg în sine la idoli și la drași, și să se lepe de Dumnezeu, și el s-a depădat și copiii lui și toată familia, și apoi care nu voiau să-i ține la idol, ca ducă jertfă drașilor, îi omora cu cele mai crește în el. Deci acest împărat a făcut atâtea păcate, că nu se putea spune, dar prea Sfântul Dumnezeu, ca să-și arate adâncul milostivirii lui, primirea lui care nu are margine, și pe acesta l-au adus la pocăință, cu judecățile tale. Cum? Acest împărat, și era așa de rău, dar se trăgea de neam bun. Tatăl său Ezechia, împărat tăcut lui Dumnezeu, care a fost de timpul sotul prorocului Israel. Cred că el s-a rugat la cer să întoarcă Dumnezeu pe fiul său, care atâta de departe s-a făcut de Dumnezeu. Și cum l-a întors Dumnezeu? Iată cum. Văzând Dumnezeu răutatea și necredința lui Manase, și atâta întunecare de minte, încât nu numai el s-a depădat de Dumnezeu, ci un popor întreg l-a dus în calea pe zările să lepe de Dumnezeu, și pe care nu voiau să se lepe de ce nu iau cu cel mai mare cine de mine. Atunci Dumnezeu, care știe că o să aducă pe fiecare și poate să-l aducă pe fiecare la pocăință, i-au pus zăvală și frâu, cum spune la Psaltire, însă cu zăvală și cu frâu, Doamne, fărțile de lor de strânge, a celor ce nu voiești, să te apropii de pe tine. Asta a păcit acest împărat. Și dacă l-a lăsat Dumnezeu înainte, niciodată nu mai venea pocăință. Dar a primit Dumnezeu pe boierii împăratului Asur, din Babilon, pe zid, zeie și Dalmanan, cu mare oștire s-au rodit Ierusalimul, s-au luat împăratul Manase, rog, în Babilon, l-a legat cu două lanțuri de aramă și l-a dus acolo și l-a pus într-o cuscă printre satele, într-o geretă în care el nu putea să stea în picioare. Era legat cu două lanțuri de aramă de gât și de picioare și cu capul la picioare sau în belșug. Și l-a băgat în cusca aceea, care el nu putea să ridice capul decât să stea numai așa, cu capul la picioare legat în formă de belșug rotund. Și a crezut împăratul Asur că va trăi o săptămână sau câteva zile. Îi dădea mâncare numai pâine de tărețe și apă de două ori de săptămână. Și tot întreba de slugile lui, n-a murit împăratul Manase. Și n-a murit Maria, dar tot îi viu, tot îi mință acolo în cursă așa. Mare lucru. Și a trăit împăratul acolo în cursă așa, cu lanțurile legate de cer și de picioare, nu o săptămână, nu o lună, nu 10 luni, 7 ani și mai bine. Și era o spaină și o minune și o vezi un om legat cu capul la picioare și dai puțin apă și pâine de tărețe de două ori numai de săptămână și să mai supraviețuiască. Dar acest împărat care Dumnezeu n-a vrut să iasă în cheie de viață de drânsul, după atâtea cinuri și nasaluri și canon care avea acolo, în aceste scândi mari, rămăsese numai pielea și oasele, gândiți-vă și era acolo. Și-a adus aminte de Dumnezeu. Și-a zis, Doamne, Doamne, m-a adus Dumnezeu în acest scând și canon că l-am mâniat de el.
Și m-am întors de către el și am întâlnit poporul Dumnezeu să vertească la el. Se gândea în inima lui, oare dacă m-a ținut Dumnezeu cu zile până acum, și vrea el de la mine? Sigur că vrea mântuirea mea. Și atunci, în adânc cu inimii, au început să se spune și să vază, vază, să se spune cu băpaie de foc să ruga la Dumnezeu. Doamne, a zis, Dumnezeului Avraam, Dumnezeului Isaac, Dumnezeului Iacob, Dumnezeul cerului și al pământului, Doamne Dumnezeule, dacă Tu ai făcut milă cu mine să nu mor eu atâta ani și să stau în lanțul de acestea grele și să se mai fie viață în mine, să vede că Tu mă aștepți și mă întorc la Tine. Deci, Doamne Dumnezeu meu, nu pot pleca genunchii mei, nu pot pleca fruntea la pământ că sunt înțelat de lanțul greu, zeile de cerc, de aram, care mă trag și mă sunt ca un colbet, ca un vers, așa, cu capul la picioare, și nu pot să mă rog Ție. Nu pot să fac metane, nu pot să cap cu fața la pământ, felul cum sunt legat eu. Te rog, Doamne Dumnezeule, întregi genunchile inimii mele și adu-ți aminte, Doamne, că dacă Tu vei face milă cu cei drept, nu-i nicio minune. Tu n-ai pus pocăință lui Avraam și lui Isaac și lui Iacob să mințire lor cei drepte, ci ai pus pocăința asupra păcătosului. Deci, Doamne Dumnezeule, dacă ai să faci milă cu mine, dacă ai să cauți pe mine, dacă ai să mă întorci pe mine la pocăință, dacă ai să mă ies pe mine a cărei a păcate covârșăm nisipul de pe malul mării, atunci ar să cunoască, Doamne, cât de negrăită este mina Ta și cât de neajunsă de minte este bunătatea Ta. Și așa rugându-se el, din adâncul inimii lui, văzând roaie de lacrimi cu durere mare, în acel sân în care era, prea Sfântul Dumnezeu și-a adus aminte de El. Și-a dat în gând acelui împărat păgân Asur să-l dezleje de lanțul, să-l scoate din curs așa, din așa carcere. Și când l-a scos, din cauza că a stat cu lanțul legat de picioare, l-a dat de-a dura Dumnezeu ca un cerc. Cu oasele se făcuse rotunde, și nu se putea întinde deloc. Gândiți-vă și zare, era acolo să vezi un om făcut în formă de cerc, numai pielea și oasele să fie în el de ea. Gândiți-vă și galanii era acolo. Și a început a plânge păzându-i din Babilon. Mai există viață în omul acesta? Este ființă de om acesta? Și au început să-l lasă vingeri, să-l hrănească câte puțin, să-l îngrijească, se întinde câteva luni, s-a ridicat în picioare. Și nu numai că s-a ridicat, s-a făcut sănător. Împăratul a spus, Dumnezeul lui căruia este în tine, l-a iertat după atâta de mari pocăință. Și l-a trimit înapoi împărat în Ierusalim. Și a venit iar împărat, s-au adus tot poporul la închinarea lui Dumnezeu, s-au făcut fapte bune cât au putut până la sfârșitul vieții și la urma urmei a scris rugăciunea așa mare, care o avem la Pavișene ca mare, rugăciunea de Sfântul Manase, Împăratul Iisus. Ai auzit și poate Dumnezeu? Ai auzit și poate Dumnezeu? Din un împărat păzân a căreia păcate covârșesc stelele cerului nisipul mare, l-a făcut înapoi împăratul Sfânt, pentru că s-a pocăit din adâncul inimii, a vărsat lacrimi de foc și a fost chinuit atâta ani, cu atâta post, cu atâta chinuire de durere, totuși nu s-a căzut nădejdea
Să luăm un alt caz de păcăință mai scurt, că nu va fi predica lumea. Ați văzut tarharul pe cruce? Ați auzit voi cuvântul Sfântului Efrem? La vinerea mare, la tarharul de pe cruce. Pe Golgota, noi am fost acolo și am sărutat locul unde a stat Crucea Mântuitorului la Ierusalim. Acolo unde a fost închisă Crucea Mântuitorului. Alături de el a fost reținut doi tărhari, unul de-a stângă și altul de-a dreapta. Mântuitorul închinde de cele prea mari de Sfânta Cruce, când curgea suroaie de stângă din prea curată în care mânce picioare, din coasta lui înfericoasă, când a văzut cele mai amare chinuri, când a venit cu oțel și cu fere, acolo tărhari întâi îl vorbeau amândoi de el. Pe urmă, tăharul din dreapta s-a atins darul lui Dumnezeu din inima lui. Și s-a gândit eu, și ce să ocărim noi pe acest Iisus? Noi am făcut atâtea fărinte, dar acest așa a făcut. Acesta e despre care spune Isaia că nu s-a aflat de Iisus în gura lui, după cam nu s-a aflat înaintea. S-a început să creadă în inima lui, văzând blândețea Mântuitorului, cum se roagă pentru aceia care îi bate, pune mânca în picioare și îl bazocoresc. El nu ducea nimic decât părinte, iată-i pe ei, că nu știu ce fac. Văzând atâta bunătate și mine și îndurare și îndelungă răbdare a Mântuitorului, paharul din dreapta au plăcut, așa nu poate fi decât Dumnezeu, care poate să rabe cu atâta blândețe și cu atâta dragoste pe cei care le-a întâlnit. Dar crezând el, se gândea, ce folos că am crezut acum? Cum să mă pocăiesc eu? Se gândea bietul tărhar, să fac metanii, nu pot. Și șoarele sunt răstâniți, îți bătute cuii în el. Să fac ceva cu mâinile. Mânele sunt și ele bătute în cui. Ce să fac? Cu care organ din corpul meu să mă pocăiesc înaintea lui? S-a gândit, mai am ceva cu care mă pot pocăi. Mai am limba. Limba mi-e liber. S-a gândit, dacă am limba, cum să mă pocăiesc? Am să fac întâi așa, să-l ocăresc eu pe tăharul din stânga, care a bazocorit pe Hristos. S-a început să-l mustri pe seama. Măi, nu te temi tu de Dumnezeu. El bazocorit. Să-l ocărăsc. Și noi în așa cu durere, stată dintre. Și noi am făcut fără de lei. Noi am fost prea curvare, cu os, am prădat, am ucis, am omorât, am bazocorit. Dar aici și-o făcut. Aici o învia morții. Aici o tămăduit bolnavii, aici au rănit poporul în pustie. Așa i-a fost mire de tot năcăzutul și a făcut atâtea minuni și semne și nimeni nu l-a auzut vădată și greșească măcar cu cuvântul. De ce l-o cărăt, mă? Când s-a pornit cu mânia asupra tăharului de sână și cu limba l-o cărăt pe seama. Domnul s-a gândit, mai am câteva clipe și mor. Dar așa acest Iisus, Dumnezeu, se vede că mai are puțin, se duce la cer. Ce să fac eu acum? Cu limba asta care o mai am sănătoasă, cum? Cum să mă pocăiesc? Și atunci s-a întors cu mintea în inimă, din adâncul inima, o tras zicând, omenește-mă, Doamne, când e venit într-un părăstire asta. Când a zis așa, Crucea Mântuitorului era mai înaltă decât a lor. Crucea Mântuitorului avea 14 picioare înălțimea. 3 picioare a fost îngropate și 11 era înălțimea Crucei. Și 8 picioare înălțimea. Și vedeți că la Crucea Mântuitorului sunt scări, pentru că a fost mai înaltă. Și când a zis, Doamne, pomenește-mă, s-a uitat la Mântuitor, iar Mântuitorul mai sus pe cruce fiind, auzi și spune, astăzi de fii cu mine, ai auzit pocăință,
Ai auzit pocăință într-o clipă de vreme? Ai auzit o pocăință din adâncul inimii cât de scurt a fost ca să îndurete de judecătorul Dumnezeu și spune astăzi vei fi cu mine. Bine judecat de Iacrân. O, tălharul și a raiului tălharul. Adică tălharul ai știută să spui multe. Dar ai știută în acest moment de durere și de cruce să spui cu limba raiului. Ai furat raiul cu limba prin câteva cuvinte, iar razul să pocăiești și o sănești 50, 60, 70, 80, 90 de ani și nu poți câștiga și ai câștigat tu câteva minute. Dar de ce? Când auziți, pomenește-mă, Doamne, n-au de pe buze. Nu de pe marginea, de pe vârful tine. Din adâncul inimii n-a zis, pomenește-mă, Doamne, când îi venim împărăția ta. Și atunci a auzit că Mântuitorul altul de fi cu mine. Deci, o tărharule, cearaiul tărharule, o floare timpurie a Crucelui Hristos, care este și cu Dumnezeu, Doamna, vei și vei și vă amintiți.